Acum ne pregătim pentru Sălciua Trelieran 2022. Echipa, mâncăm ciocolată, ne îmbrăcăm. Imediat facem treabă. Ce mai zic fetele? Fetele sunt foarte bine, de-abia așteaptă să fugă. Da, pregătită cât de cât. Merge. Ches. I-am amintit cu ocază. Poți? Erau secrete de maturiară. Ești pregătit? Da, la 15. Tot la fel, așteptăm startul. Virginii, la 15, da. Se pare că trupa e pregătită, așteptăm startul și dă-i să sune. Forța. Sper să nu mă pierd, ne vedem bine. Stai grijă. Bine. Succes în Sorin Coțana. Mare atenție. Da. Atenție. Traseul este foarte sălbatic. Atenție la denivelări, da? Vreau să vă toarceți sănătoși și în siguranță la câștigători, evident. Ne întâlnim la al doilea punct de hidratare pe vârsta de 28 de ani. Primul punct de hidratare la vârsta de 50 de ani. Cel mai fotografiat, gradul de, avem acolo și o ultimă, Scuze, haide! Deja vine iară cheful de... Rasmus, nu-ți că merge ușor! Ce v-am spus? Hai că-i bine! Tricourile negre, fii atenți, mi-e doar aleargă! Bravo! Hai că-i bine! Haide, Vicky, bravo! Bine, Pavălescu! Foarte bine! Hai că se poate! Foarte bine! Avem o coborâre de 3 km și una de urcare 4. Așa că pregătiți-vă de atac, dragilor!
Cine nu vrea să fie filmat, să-și ascundă fața, da? Să vă văd așa voiniți și la vârful dealului. Cred că la alergare singurul nu a fost de spune. Da. A, ce zici, Loli? Bun, bun, bun! Merge! Iar chefuim cu Loli! Trebuie! Vine dealul, urcarea! Abia aștept! Hai că-i bine! A, trece și asta! Trece, trece! Da! Vedeți singura de la Hunedoara aleargă? În negru! În negru! De-aia mă filmez cu ea, pentru că merită. Voinică și frumoasă, uitați la ea, da? Bravo, Vicky, bravo! Hai că-i bine! Deci știam că ești aici, nu mai spuneam nimic. Da. Haide, haide! Foarte bine! Ce-ați pățit? Cofeina, da? Bine, dragilor, bine? Haide, haide! Hunedoara aleargă foarte bine! Bravo! Hai că-i bine, bravo! Hai că se poate! Dealul nu s-a terminat, să știți! Nici măcar 10% n-ați făcut! Iova, tati, Iova, bravo! Haide, haide! Bravo! Foarte bine, Iosi! Foarte bine, Lole! Bravo! Colegii, da? Ia uitați! Cum mă trag de sus! Bine, bravo, bravo! Hai că-i bine! Foarte bine! Cum e? Nu știu, prima. Dar cine ai la scurt? Stai grijă, du-te! Bravo, Roxy! Bravo, bravo! Eu zi, lași așa, eu zi! Și aici. Iată, avem 7 km, asta înseamnă că am ajuns la jumătate. Bravo, bravo! Mersi, mersi! Nu mai bine, salut, salut! Atenție aici! Este pentru asta am pus să aducă neapărat
intermediare, știi? Haide, Adina, bravo! Foarte bine, bravo! Da, da. Nu știu, prieteni, care e astăzi și una, două, te pun pe cap. Aici undeva este un semn care nu prea se vede, mă, și am văzut că era să iau în altă parte. Dar asta e chestia, da. Asta, asta, da. Aici, hai, Vicky, du-te! Foarte bine, Vicky! Bravo! Hai de unde doar, bravo, bravo! Da, da. Este mare. Hai că e bine! Hoira, hoira! Go, Köszönjük! Minden jót kívánok! Dada! Józsi, gyere! Hajde, hajde! Hajra, minden jót kívánok! Minden jót, köszi! Köszönjük! Köszönjük szépen, minden jó, szép napot! Hajrá, hajrá! Gyere, Józsi! Gyere, Józsi! Jó, lát! Te vagy Józsi! Én azt spus. Să tragă în sus cât poate, dacă poate, dar jos niciodată. Da, da, da. Că în jos... Încet. Foarte fain, de unde trebuie să trece. Am impresia că mulți sunt îndrumați să treacă prin apă. Ceea ce o prostie. S-a ales cu picioarele ude. Da. Colegul vine? Vine, așa-i? Nu. No. Iară Iosi! Bravo! Bravo, bravo! Hajrá, Józsi, vigyázz! Ügyes! Na, és ugye itt csak egy kosszabb én már. Thank you.
mergem pe marginea unei faleze, foarte fain, pentru că este o faleză de piatră și pe stânga e apa. Doamne, e o zi. Mersi, mersi, salut! Hai că-i bine! Bravo, bravo! Foarte bine! Bravo, mersi! Era o zi! Nouă kilometri imediat, mai avem șase. Mă rupem și pe ăsta, ce și sigur. Așa este. Foarte bine, bravo! Cum ești asta? Hei, nu mă doare nimic, super! Nu m-a s-o prea făcut. Am luat acum din asta. Vai, face o rastă de asta spate. Ei, ați văzut? Cum am oprit lângă ea, nu mai doare nimica. Foarte bine, Anca. Musai să mă opresc așa. Pentru Anca, oricând. Da. Hai. Mersi! Mulțumim să rămân, dar mai bine. Încă 4 km și am terminat. Ne-am hidratat. Suntem buni de muncă. Adina, bravo, Adina, bravo! Hai că se poate! Da, da! Ei, mai avem 2 km! Bravo, bravo! Haide, haide, bravo, foarte bine, bravo, hai că mă, 1 km și ceva, 700, da, și am ajuns, haideți, hai că e bine, hai, bravo, acum, bravo, bravo, hai că bine, bravo, foarte bine, haide, la bateria. Ca bateria. Bine, Loli! Bravo! În spate, așa. Lucrul e... Da, vă rog să facem așa un culoar, da? Un culoar pentru cei care aleargă, că au muncit și eu, uite, vin. Gata? Mai, câte mai așa puțin. Așa. Bravo! Deci, copii! Hai că-i bine! Foarte bine! Hai că-i bine! Șase, opt, mersi!
Bravo Adina! Foarte bine, bravo! Mulțumesc! Ești foarte bine, bravo! Pe tot o dată ați venit! Da! Bună seara! Dragilor, am terminat cursa cu bine. Iarăși nu am tricou pe mine, dar am o sticlă. Și e trecut pe sticlă, Transilvania, da? No, hai noroc și chef de roc! Ia uita, bună-i, mă! Bună-i, bună-i! Extraordinar de bună-i, mă! Hello! Valovimaș! Valovimaș! Hello! Ha? Mere sau nu mere? Și fără jurnal? Ia uite, Hunedoara! Am ia uite tu arată, mic! Să-mi arăt și eu, mișcă, nu-i gata, hai. Ia uite aici, ce frumos e. Oi, 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 oi. Haide! Haide, că te ajunge nevasta! Bravo! Va avem un finisher! Hai de rog! Bravo! Bravo, Roxy! Bravo, bravo! Băi, foarte bine, campiona! Bine! Bine! Măi, măi, echipa, mâinile sus! Bravo! Păi da, bine, și tu, no, și în fine, aurul acestei specialități, acestei categorii, este câștigat de Roxana Nouă! Când a plecat la start zâmbea, când a ajuns zâmbea, nu părea obosită deloc, că acum zâmbește iară. Roxana, felicitări! Mâinile sus! Bravo! Or trecem la altă categorie de vârstă la care număr cadrez 36-45 de ani, doamnelor și domnilor masculini. Cursa speilor 28 bravo, de kilometri. Franz Peter Schiller. Lupeniu, mă, Lupeniu, unde doar am atât. Și vine câștigătoare la Open, da? Cursa zmeilor 28 de kilometri, 2.42, 12, Roxana Nochi. Îmbracă tricou, asta e genial. Deci să arăt tricou singur cu o mână, cum ia mă de partea în alta, așa. Winner, da? Extraordinar. Ai tricou, da? Ce? Repetați, vă rog, doamna cu basmala portocaliu, ce-a spus? Cum o cheamă pe doamna cu basmala portocaliu? Cum vă cheamă doamna? La ce ați spus doamna Voichița? I-am dat voie! Nu poate să facă așa ceva, domnule, cum să facă așa ceva? Îl vopsește, nu? Poți în negru. Dacă așa îi place soțul, nu e nicio problemă. Hai, bravo, felicitări tuturor! Nu, Miha, te rog, spune. Nu uitați să venim. Nu, asta nu. Mulțumesc. Trecem la băieți, doamnelor și domnilor, categoria Open.
poziția a 5-a, 2-23, 0-1, Silviu și Kim. Dă-te-o tot, dă-te-o. Acum dă-o jos că... O dă-o jos că să-l transpire. Tu de la trebuie să luați. Locul al patrulea, 2-21-19, Marius Iorga,